și una de nopți. În cea de-a 106-a noapte, continuă povestea cu sultanul Omar al Neman și cu cei doi fii ai săi, minunații Șarcan și Daul Makan. Dar când fu cea de-a 106-a noapte, Șeherezada spuse: Daul Makan se duse la mormântul în care se hodinea Șarcan și care era așternut tot cu chilimuri de la Persia și de la Cașmir, și dinaintea întregii oști vărsă lacrimi îmbelșugate și ticlui stihurile acestea într-o pomenire a răposatului. O, scumpe al meu Șarcane, frate, obrazul în lacrime mi-l scriu, cu șirile într-un stih săpate, din suflet suspinând pustiu. Să vadă cel ce le citește, întreaga-mi neagră deznătește. Că iată în jurul raclei tale, o, frate al meu iubit, se strâng oșteni încovoiați de jale și alăturea de mine plâng. Mai iarși de amar și frânți de dor, ca Musa sus pe Jabaltor. Privim mâhniți la neagra groapă, ce alt mormânt purtăm în noi, pe care în inimă și-l sapă tovarășii tăi de război. Mai negru ca acel pământ în care zaci tu, frate sfânt. Cum aș putea, Șarcane, spune, să schimb ursita mea cu a ta? Pe mine în groapă de m-ar pune, doar astfel poate că aș uita. Să zac sub vălul tău cernit pe umerii ce m-au iubit. Ah, unde-i steaua ta, Șarcane, cea care atunci când strălucea stingea pe-a slăvilor tavane pe rând oricare altă stea? Și numai ea, o, frate al meu, sta în slava slăvilor mereu. Prin noaptea oarbă din mormântul în care zaci tu, giuvaier, întreg pământul luminându-l, sub care negurile pier. O, frate al meu, tot zborul-ți curmă la sânul mumei cel din urmă, și giulgiul care te înfășoară cu toate cutele-i pe rând, când te atinge, se înfioară și prinde viață fremătând ca niște aripi de lucoare ce te cuprind ocrotitoare. Când isprăvii de procitit aceste stihuri, Daul Makan izbucni în hohote de plâns și odată cu el oastea toată începu să suspine amarnic. Atunci păși înainte vizirul Dandan și se aruncă pe mormântul lui Șarcan și îl sărută și cu glas sugrumat de plânsete prociti stihurile poetului. O, înțeleptule, tu ai schimbat cele ce pierd cu cele fără moarte, cum au făcut toți cei ce au plecat pe drumul fără întoarceri, lăsând cele deșarte. Și ți-ai luat lin zborul spre cerurile înalte, pe unde trandafirii așternuși albul preș sub tălpi de hurii sfinte. Acolo, prin învoalate grădini, desfată-ți dorul de rând cu cei aleși. Păstreze-ți cel ce șade în jilțul de lumină, dumbrava cea mai verde din înverzitui rai, și dă-i buze tale să bea din cupa plină, păstrată pentru drepții pământului, să vai! Și iacătă, așa se puse capăt jalei după Șarcan. Și în pofida acestora, Daul Makan era mai departe tot mâhnit din pricina despărțirii de fratele său, mai ales că și în presurarea Constantiniei se dovedea că are să zăbovească îndelung.
și se deschise într-o zi față de vizirul său Dandan și îi spuse: Ce să fac, o vizire al meu, ca să uit mâhnirile ce mă muncesc și ca să alung durerea ce mi-apasă sufletul? Vizirul Dandan răspunse: O, Maria ta, nu știu decât mai un leac la durerile tale, și anume acela de a-ți se istorisi vreo întâmplare din vremurile trecute și despre sultanii cei vestiți de care pomenesc cronicile. Și treaba îmi este resnicioasă, întrucât sub domnia răposatului tău, părinte, sultanul Omar al Neman, îndeletnicirea mea cea mai aleasă era de a-l desfăta în fiecare noapte, istorisindu-i câte o poveste ispitită și procitindu-i stihuri de ale poeților arabi orticluite de mine. Așa că la noapte, după ce tabăra toată va fi adormit, am să-ți istorisesc, de-o vrea Allah, o poveste ce are să te minuneze și să-ți ușureze pieptul și să te facă să-ți pară răstimpul de împresurare fără seamăn de scurt. Pot de pe acum să-ți spun numele ei. Este povestea cu cei doi îndrăgostiți, Aziz și Aziza. La vorbele acestea ale vizirului său Dandan, sultanul Daul Makan își simți inima cum batea nerăbdare și nu mai avu alt zor decât să vadă că vine noaptea ca să asculte povestea făgăduită, ce numai cu numele ei îl și făcea să se înfioare de mulțumire. Încât de-abia începuse noaptea să se lase, că Daul Makan și puse să se aprindă toate făcliile din cortul său și toate fanarele de la intrarea de chilimuri și să se aducă tablale mari încărcate cu bunătățuri de mâncat și de băut și cățui pline cu tămâie, cu chihlimbar și cu multe alte mirozii gingașe. Pe urmă, pofti să vină emirii Bahraman, Rustem și Turcaș și marele cămăraș, soțul domniței Nozatu. Și când toți se strânseră acolo, porunci să-i se spună vizirului Dandan să vină. Iar când sosi dinaintei, îi spuse: O, vizire al meu, iacătă că noaptea își întinde peste capetele noastre mantia-i largă și pletele, iar noi nu mai așteptăm spre a ne desfăta decât povestea cea aleasă dintre povești pe care ne-ai făgăduit-o. În clipita aceasta istorisirii sale, Scheherezada văzu că se luminează de ziua și, sfioasă cum era, își amână povestitul pe a doua zi.